Salutare purașilor, bine v-am regăsit, fără alte introduceri, San Linda Redwood. Știți că eu sunt curiosul și cobaiul de serviciu și mereu când apare câte ceva relativ nou pe piață, sunt curios să le încerc și să văd care-i treaba cu ele. Avem în față o soluție de buget, undeva până în 400 de lei la ora actuală pe site. Și am zis, ca de obicei, băi, ce poate să facă la banii ăștia? Sunt foarte curios ce oferă. Se vrea a fi un arc pentru arcași începători, dar nu numai. Dacă doar ce te-ai înscris la club și vrei să ai arcul tău pe persoană fizică, poți merge liniștit să-ți iei așa ceva. Și cu bunăvoința arcurisageti.ro, pentru că n-am mai... Nu neapărat că n-am mai vrut să dau banii, dar efectiv nu mai am unde să le mai țin prin casă și e aiurea. Mi-au trimis cei de la arcurisageti.ro arculețul ăsta să-l încerc, să văd care-i treaba cu el. Și chiar vă recomand să mergeți acolo. Dacă nu vreți să urmăriți până la capăt, concluzia e, mergeți acolo și luați-vă așa ceva, pentru că e frumos, e decent. Ca detaliu, un mâner sculptat foarte ergonomic, deși cam gros pentru mofturile mele, dar când zic mofturile mele, sunt doar ale mele. Cea mai interesantă chestie este suportul ăsta, sau nu știu cum să zic, porțiunea asta de aici, care este tăiată ceva mai lung decât la alte arcuri și care îți permite să ții toată greutatea arcului foarte comod aici în zona asta, fără să fii nevoit să îl strângi prea tare, deci stă aproape singur în zona asta, știi? Asta mi-a plăcut cel mai mult la el. Ergonomic frumos. Len roșu, nu scrie ce esențe are. Un raft tăiat la centru. Un decupaj aici ceva mai scurt ca la alte arcuri, în sensul că altele sunt tăiate mai de sus. Dar cred că se pretează foarte bine la instinctiv. Foarte bine la trasul instinctiv. Și chiar mulțumesc. Mulțumesc Emil, mulțumesc Arcul Săgeți.ro pentru ocazia de a încerca așa ceva fără să fiu nevoit să le stochez prin casă și să mă chinui să le vând pe urmă. O alegere bună, o alegere bună. La banii ăștia, San Linda, cei de la San Linda se, în ultima vreme fac soluții din astea de arcășie din ce în ce mai de calitate și mai ales din ce în ce mai accesibile publicului larg, pentru că până acum One Piece Recurve decent costa mult mai mult. Dar văd că băieții se țin de treabă bine acolo, chiar dacă e făcut în China. Să trecem la ciclu de întindere, care, la fel, nu te surprinde. E liniar. Da? Nu te surprinde cu ceva. Te-ai aștepta ca la banii ăștia să fie mai kitsch așa, dar nu. E ce trebuie. Se duce cum trebuie și face treabă bună. Viteza e decentă. Ca și lungime de întindere, săgețile au 32,5, parcă au astea standard, sunt netăiate. Eastern Power Flight de Spine 500 întregi, cum vin ele din magazin. Și nu stachează, deci au 32 de inci săgețile, uite, l-am dus la 31-32, nu simt vreun stacking. Nu simt că ar fi ceva neregulă cu el. Deci chiar dacă are 60 de inci de la vârf la vârf și te-ai aștepta să stacheze undeva, Merge chiar bine și pentru cei cu lungimi de întindere mai mari. Și le trimite bine, deci mai ales că mi se pretează, eu sunt foarte actiat așa pe instinctiv, se pretează cu fereastra asta mai scurtă și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult ce soluție de buget au dat cei de la San Linda Archery. O coardă standard Dacron, Endless Loop, matisată la capete. Deși finisajele, așa cum am zis, nu sunt Bob Lee și Black Widow, arcuri de $1000 în sus. Da, dacă ai de făcut, dacă vrei să faci un cadou cuiva care intenționează să se apuce de arcășie, dacă, ți-am zis, dacă ești la club și vrei să-ți iei primul tău arc pe persoană fizică, E distracție maximă pe bani foarte puțin, pentru un One Piece Recurve. Cam atât am avut de zis. Mergeți acolo și încercați, asta chiar merită.
Hai, sănătate!